Astăzi vom face testul relației și ne greșește cele mai multe întrebări, va trebui să spună da celuilalt timp de 24 de ore. Ești pregătită? Da. Hai să-i dăm drum. Care era porecla mea în copilărie? În copilărie, când eram mic. La bloc. La tata, 6, 8, 9 ani, 10 ani. Bă, știu pe aia de la bazin, da. Jolgău. Da, bă, bravo, da, ai ghicit-o, bravo. Hai și eu cu prima întrebare. Ia să văd ce îmi pregătești. Să vedem. Când eram eu copil, așa, ce voiam eu să mă fac când o să fiu mare? Ah, mi-ai zis, mâncați și gura, dacă de mult vorbeam, stai un pic să-mi aduc aminte. Hai mă, tati, că de multe ori ți-am spus. Stoiardez. Da, da. Yeah. Eu 1-1, ești pregătită pentru a doua întrebare? Da. Ce nu-mi place mie să fac deloc în casă? Să ștergi geamurile. Foa, bravo, da. Mai zăpăcic și ștergi geamurile astea de praf, mai terorizat. Următoarea întrebare. Care este aroma mea preferată de înghețat? Care? Bani. Bravo. 2-2. Următoarea întrebare. Care a fost mentorul meu în sport? Nicutat. Știe, bă, frate, mă cunoaște bine de tot. Ai 3-2. Hai să vedem. Următoarea întrebare la mine. Unde a avut loc prima noastră întâlnire? Băi, dar nu mai există restaurantul ăla. E restaurantul Jedi de la Diham. Nu știu, mai există restaurantul ăla? Habar n-am. La restaurantul Jedi. 3-3. Ești pregătit de următoarea întrebare? Da. Care este cel mai mare regret al meu din sport? Ce n-am obținut eu în sport? Cel mai mare regret al tău? Băi, nu știu. Dimă, ceva, nu știu, nu-ți vine nimic în cap. Ce n-am obținut eu? Unde n-am fost eu la o competiție mare? De tot, n-am putut să ajung. La olimpiadă. Asta e regretul meu din sport, că n-am ajuns la olimpiadă. Am jucat două calificări și le-am pierdut pe amândouă. A patra întrebare. De cât timp suntem împreună cu an și lună? Cu an și lună? Nu de când suntem căsătoriți, de când suntem împreună. De când suntem împreună. Am înțeles. 31 august 1997. Bravo. Câți ani sunt de atunci? Mulți. Aproape 26 de ani, aproape 26 de ani. Deci am 4-3, da? De când conduc eu, câte accidente am făcut în vina mea? Care ai fost tu vinovat? Unul singur. Bravo, mai știu. Bravo. Care este partea mea preferată din zi? Dimineață, prânz sau seară? Perioada aia din zi, așa, o savurez la maxim. Ai pus întrebările mult prea ușoare, că te știu prea bine. Dimineață. Păi ar fi și culmea după 26 de ani. Hai să vedem următoarea întrebare. Care a fost materia mea preferată? Materia ta preferată nu a existat. Cum, matematica? Da, adevărul că, într-adevăr, Mițu a făcut acea școală, a făcut și George, cu domnul Buta. Iar domnul Buta era entuziasmat de Mițu, cum de știe foarte multe la matematică, față de tatăl lui care... Era beton, da, era as. Deci ai știut-o sau nu ai știut-o, întrebarea? Eu zic că da. Păi mie nu-mi plăcea matematica. Păi de-aia și spus că tu n-ai avut o... Da, materie sport. Nu exista foarte multe ore de sport. Pauza aia, a plăcut ce mai mult. Pauza. Următoarea 5, 5. Mea întrebare sună în felul următor. Care a fost primul film pe care l-am văzut împreună? Băi, de capul meu. S-a întâmplat acum 20 ceva de ani. Tu crezi că eu mai știu primul film la care am fost noi împreună? Concentrează-te. Crede-mă că mă concentrez, că nu vreau să spun da 24 de ore, dar nu mai mi-aduc aminte. Care a fost primul film? Titanic. Uitați-vă, mă, mâncavă și chiar nu mai mi-am o să aminte de asta, mâncați și vreau. Hai, ești pregătit să trecem la următoarea întrebare? Câți metri crezi tu că am înotat cel mai mult într-un antrenament? Știu că tot timpul spuneai că am înotat 8.000 astăzi. 8-9.000, nu? Da. Bravo, mâncați-și vreo ta. Și nu uitați, dacă vreți să veniți la cea mai tare academie, la Trai Academy, în bazinul Otopeni, vă așteptăm acolo să învățați să notați cu cei mai buni antrenori. Hai să vedem dacă o știi pe asta. Ce tic am eu că mă uit în oglindă. Da, așa să-mi arăți exact cum fac, da? Mâncați-și, mai disperat dimineața. Când vin și o văd, să vă machiază ea și facem în buzele aia. Mie se machează, dacă nu râdă mor. Ia, așa, faci din buze, așa? Da, așa fac. E bine, 6-6. Hai să spun eu următoarea întrebare. Ia să vedem. În ce țară te-am dus eu prima dată? Spania. Ți-a duce aminte? Da. Barcelona, nu? Da. Bun, 7-6, hai să te vedem, următoarea întrebare la tine. Ce mâncare nu îmi plăcea mie când ne-am cunoscut noi așa? Wow, am zis că în viața mea eu nu o să mănânc așa ceva. Nu, când auzeam de ea... Noi când ne-am cunoscut, sincer, nu-ți plăcea cam multă mâncare, că nu prea mâncai. La o mâncare așa, stai așa, poți să întreb ceva? Acum îți place? Da, mult, e preferata mea. Mi-ai dat indiciu că al numai rău de tot. Cred că ciorba de burtă. Da. Doamne, nu suportam, am zis, da, doamne, da, cum puteți să mâncați așa ceva? Am zis că în viața mea eu nu o să pot să mâncă, nu există. Acum este preferata mea. Ce persoană dragă ție regret eu că nu am cunoscut-o bine? Mama e de la Moldova. Da, chiar a fost o persoană senzație atât cât am cunoscut-o și chiar îmi pare rău că n-am cunoscut-o bine de tot. Numai din ce spune, la ce mâncăruri făcea și cum era ea. În ce concediu aș prefera să merg? Am vorbit acum recent. Și concediu?
fost peste tot, s-a întrupat Monaco. Iar în timp ce mă gândeam la răspunsul corect, vreau să vă zic de World of Warships, noul meu joc preferat disponibil pe PC și pe toate consolele absolut gratis. E un joc de tip tactical shooter pe care îl înveți ușor, dar este extrem de greu să ajungi expert. Există peste 600 de nave disponibile, poți juca cu prietenii și pe lângă, dacă ți-l instalezi de pe link-ul din descriere, poți beneficia de 500 double rooms, 2 milioane de credite, o navă Tier 4, 7 zile de cont premium și 6 puncte skill commander. Așa că ce mai stai, încearcă cel mai tare tactical shooter chiar de pe link-ul din descrierea clipului. Eu mă joc în continuu în ultimul timp, așa că sigur o să-ți placă și ție. Iar revenind la clip, tu vrei în croazieră, mă? Da. No, nu merg, mie nu-mi place să stau pe vapor acolo. Da, eu aș vrea să merg, neapărat vreau să merg. Am ghicit? Hai să trecem la următoarea întrebare. Cum am zis, croazieră? Să vezi că nu-mi place mie. Am insistat eu foarte mult ca să-ți dai seama. Tu mi-ai dat indiciu. E treaba ta. Hai, fii atent, acum urmează o întrebare beton, nu cred că o știi. Care este jocul meu video preferat? Doamne, și stai că nu mi-am mai duc aminte acum. Hai, puneți minte la contribuție, că îl jucăm mult FIFA? La apar. E, FIFA. Adu-ți aminte. Îți dau un singur indiciu. Vreți să dau un indiciu? Dar nu, că știu, dar nu mai știu cum, nu mai știu, mai vine acum. Need for Speed. Da, mă, NFS. Bravo. Bravo, NFS. Mamă, m-ai nebunit cu jocul ăla. Pentru că mie îmi plac mașinii, mă, mi-mi place să o conduc. Următoarea întrebare. Ia să vedem. Numește o țară pe care aș vrea să o vizitez. Pe ce continent? Nu spun. Eu am fost în țara aia? Nu. Singapore. Bravo. Și mi-ați așteptat cineva? Da, uite o păsărică, Iisus. În ce țară mi-a plăcut mie cel mai mult? Uite, îți dau și un indiciu ca să vezi că sunt. Nu trebuie niciun indiciu ca să nu mă... Nu știi dacă nu spun. Nu e adevărat, ba da, știu. Nu știi. Ba da. Australia. Da! Mamă, crezi că nu știi? Credeai că spune Israel, nu? Da. Nu. Australia, bă, frate, bă. Da. Hai, următoarea întrebare la tine. Ce sport mi-ar fi plăcut mie să fac? Bă, ți-ar fi plăcut sau ți-ar potrivit? Mi-ar fi plăcut. Bine, eu am încercat foarte multe sporturi, dar mama e Dorina. A făcut ea în așa fel încât să nu iasă nimic. Nu, oricum nu. Da. E antitale la asta. Știu că am mai vorbit de lucrul ăsta și cred că e handball, nu? Da. Și ultima întrebare, ești pregătită? Unde îmi place mie mai mult, la mare sau la munte? Acum, la momentul ăsta, ție nu-ți mai place aglomerația? Munte. Da, mai toate. Așa, și ultima întrebare la mine. Ia să vedem. Ce mă face să mă simt mai bine când am eu o zi proastă? Așa, ce mă face să mă simt bine? Tu când vii supărat acasă sau când ești supărat, ai o zi mai proastă. Așa. Ție îți place să te mângâi, să te iau în brațe, să te pup. Asta îi place ei. Să o alin, să o mângâi. Deci facem calculul și vedem care a pierdut, da? Da. Am verificat rezultatul, iar acesta este... Am câștigat eu! Egalitate de unde, nu? Iar ca să decidem câștigătorul, va trebui să faceți piatră, hârtie, farfecă, una din două. Adică cine a câștigat prima oră, ăla a câștigat tot și celălalt trebuie să zică da. Ați înțeles? Hai. Hai, cine câștigă e salvat de la a zice da. Hai, mami, gata? 1, 2, 3, 5! Da, Mințanu trebuie să-i zică da. 24 de ore. Da, subscribe și nu uitați să trai echidă din Bazin Otopeni. Vă așteptăm la următorul clip. Pa. Nu uitați să dați un subscribe și să descărcați jocul meu preferat World of Warships din descriere pentru a primi toate beneficiile. Pa!